Invitatul nostru este părintele profesor dr. Constantin Necula de la Facultatea de Teologie Andrei Șaguna din Sibiu. Părinte profesor, vă spunem bine ați revenit la Iași. Bine ne regăsim. Părinte profesor, anul acesta, 2013, este dedicat Sfinților Împărați Constantin și Elena. Pentru cei care ne privesc acum, vă rugăm să ne spuneți câteva cuvinte despre Sfinții Împărați Constantin și mama sa Elena și despre importanța domniei lor. De fiecare dată când auzi despre cei doi împărați, mă gândesc la copilăria mea în Șcheii Brașovului și mi-aduc aminte că strana bunicii era exact sub icoana Sfinților Împărați și că băga mâna în foc că sunt soț și soție. Deci cred că jumătate din populația României crede în continuare că sunt. Mi-a fost foarte greu să recunosc că am greșit și că de fapt Constantin și Elena sunt fiu și mamă, că sunt uniți printr-o cruce cu totul specială și că domnia lor de fapt nu începe pe pământ, ci numai în ceruri. Ei n-au domnit împreună propriu-zis, nu? Elena era soția lui Constanțiu Clor, tatălui Constantin, iar Constantin s-a căsătorit ulterior și nu în condițiile cele mai strașnice și a ținut căsătoria. Ce trebuie să reținem este că această colaborare între cei doi ține mai mult de această asumare a bisericii împreună, mergând pe credința mamei sale și constituind ulterior o icoană comună, pentru că a fost comună și misiunea lor în mijlocul bisericii. Despre Constantin cel Mare pot să spui o grămadă de lucruri. Sunt cărți apărute în ultima vreme. Nu e cel mai iubit dintre pământeni, în mod cert. Când au vrut să lovească în biserică, protestanții au scris cărți împotriva lui ca să lovească în fundamentul bizantin al bisericii, iar când catolicii au vrut să exagereze câte ceva, au inventat volume suficient de multe încât să-l... Ortodoxi au fost mai leneși, așa l-a scris la capitolul acesta. În ultima vreme sunt edituri care recuperează izvoarele domniei. Pentru noi este foarte important că Eusebiu de Cezarea scrie o viață lui Constantin, că în Casiodor, istoria tripartită a bisericii, există documente suficient de multe și descrieri foarte multe, luate din Socrates și Sozomen, cei doi istorici bisericești, că în cele din urmă Constantin cel Mare nu e nici mai mare, nici mai mic decât ne închipuim noi, ci este exact cum l-a îngăduit Dumnezeu să fie la vremuri foarte tulburi pentru istoria lumii din acea clipă. Părinte profesor, spuneați că cum sunt reprezentați pe icoană Sfinții Împărați Constantin și Elena, între ei este o cruce. Și aveați o idee foarte interesantă în ceea ce privește implicarea crucii între cei doi. Pe de o parte este în mod cert că este, dacă vreți, medalia de aur a domniei lui Constantin este descoperirea crucii Mântuitorului Hristos la Ierusalim de către mama sa. Locul se păstrează, sărbătoarea este prăznuită până astăzi, înălțarea Sfintei Cruci în 14 septembrie este constantinopolitană până la urmă. Dar, dincolo de acest aspect, este legat de educația lui Constantin cel Mare. Constantin cel Mare nu e un accident genetic în cultura bisericii. Constanțiu Clor, tatăl său, care, uite, e o umbră, în spatele cruci acela e o umbră paternală. Constanțiu Clor, despre care se vorbește foarte puțin. Da. Constanțiu Clor este un tip cu totul special. De exemplu, ocuparea Britaniei împreună cu trupe care presupuneau că au în ele și un pic de daci. Duc inclusiv la încreștinarea zonei, crucile pe care le-a purtat legiunea dacică, ce l-a însoțit în ocuparea Britaniei, poartă cu sine o siglă deosebită, un logo, cum i-ar spune astăzi, un lup cu crucea în gură, arătând prin aceasta cam de pe unde erau respectivii cetățeni romani care tocmai ocupaseră Britania. Dar este un moment din viața lui care pe mine m-a pus pe gânduri. El, în mod cert, a oprit sistematic de fiecare dată atacurile împotriva creștinilor, iar Casiodor păstrează, cred că în capitolul 4 sau 7 al lucrării, un moment în care spune că Constanțiu Clor își cheamă toți oamenii de jur împrejurul său și le spune: am auzit că sunteți câțiva creștini între cei care mă conduceți împreună cu mine zona. Vă propun așa, cei care sunteți creștini, o să fiți mustrați un pic, trebuie să plecați de la conduce. Dacă sunteți creștini și vreți să rămâneți în apropierea mea, să conduceți în continuare, va trebui să vă lăsați de creștinism, că nu se poate. Iar ceilalți care vă socotiți a fi închinători la idoli, rămâneți în continuare, că nu e nicio problemă. Unii au mușcat din momeală și s-au dezis de Hristos ca să ocupe în continuare funcție imperială. Ori Constanțiu Clor a făcut următorul lucru. Toți cei care s-au dezis de Hristos ca și închinătorii la idoli au fost dați deoparte și au pus în funcție creștini care au asumat credința lor, spunând nu poate să fie fidel împăratului de pe pământ unul care își trădează împăratul din ceruri. În această atmosferă a crescut Constantin cel Mare. Noi trebuie să înțelegem că nici de cum el nu este un cup de fudr convertirea sa, nu este o chestiune pe care poți să o urmărești în fracțiunea la... Avem noi unii dintre
concitadinii noștri și concetățenii noștri universali care spun, vai, în secunda 24 a minutului 22 am simțit așa că Domnul m-a cucerit. Nu e chiar așa, adică este o geneză întreagă a culturii lui creștine, nu-i singura de altfel. Să nu uităm că înainte de 313 de Mediolanum și de hotărârea de acolo există anul 303 în care tot impus bizantin o altă pace. Să nu uităm că în zona de Europa pe care o stăpânea Constanțiu Clor și ulterior Constantin, prigoana era oricum încetată și mult diminuată, presupunem că fondul maternal al credinței pe care l-a oferit Sfânta Elena, nu deloc din Niș, la sud de Dunăre, era un fond care propunea lui Constantin altceva decât prigoana creștină. Asta este clar. Iar ulterior lui 313, să știm că reformele propuse de Constantin cel Mare nu sunt decât în linia ascendentă a unui imperiu care își căuta o nouă identitate. O nouă capitală, o nouă cultură presupunea și o nouă religie. Am putea spune că, într-un fel, educația unui copil, mergând pe linia raționamentului, este și o cruce. Pe de altă parte, da. Pentru că este o cruce să țin în mână un viitor împărat. Eu nu cred. Nu e greu să cultivăm educația unui viitor inginer sau unui viitor economist sau unui viitor preot. Dar nu trebuie să-ți faci educația unui viitor împărat. Sigur că erau ajutați deosebit de Nicomidia și de Cezarea, pe de-o parte, plus alții din jur îl ajutau, dar erau vremuri în care la Constantinopol, mă rog, nu e Constantinopol încă, dar în curtea bizantină se omorau copiii și era destul de nebunie încât să intrigile nu te simți. Intrigile de palat, da. Dar noi vedem acum la televizor Soliman Magnificu și ni se pare că vai de capul meu cât de mult ucide, dar nu erau vremuri ușoare nici în vremea aceea. În tradiția bisericii, Sfinții Împărați Constantin și Elena sunt numiți întocmai cu apostolii. De unde acest apelativ? Tocmai pentru această difuzare a credinței către credincioși, ar trebui să demontăm un pic din mintea unora care socotesc că în sine creștinismul este numai darul lui Constantin. Avem noi câțiva sectari prin România care cred că, aibă, că dacă nu era Constantin cel Mare, n-ar fi avut nimic. Să fim serioși, Constantin cel Mare nu vine decât să confirme o stare de lucruri care exista, să o confirme dându-i libertatea necesară. Și, în general, de exemplu, toată lumea merge să ne spună că a instituit duminica, nu? Achtung, Constantin cel Mare impune prin decizie două zile. Vinerea ca cinstirea Sfintei Cruci și duminica cinstirea Învierii Mântuitorului Hristos. Faptul că lipsește sâmbăta îi supără pe unii, dar el sublinează în actul respectiv că evreilor li se acordă ca zi de rugăciune, de șabat, da. Dreptul de șabat. Era clar că nu face decât să pună în linie, ușor cântăribilă, ușor echilibrată, sărbătoarea creștină cu celelalte sărbători. Asta este adevărul. El nu vine să pună mai sus duminica decât celelalte, ci să o pună la locul ei. Cere foarte mult ca funcționarii pe care îi are în jurul său să fie tot mai aproape de creștinism, uneori impune chiar funcționari creștini. Nu în ultimul rând, mai este un lucru pe care vreau să-l subliniem. El vine și prin libertatea pe care o semnează și o impune ulterior prin lege ca lege de stat. Nu putea modifica sufletele oamenilor, putea modifica cel mult niște structuri administrative. Sau cadrul legal. Dar în mod cert a ajutat foarte mult la recuperarea multora dintre lucrurile care le pierduse creștinismul între timp. Când îi aud astăzi pe marii reformiști ai onegismelor românești, cum cer ca biserica să fie dezbrăcată de averi, dezbrăcată de preoți, dezbrăcată de tot ce înseamnă biserică ca atare, mă gândesc că seamănă foarte mult cu păgânii romani care erau foarte atacați în drepturile lor financiare pe care nu le-ar fi avut niciodată, de fapt. Nu li se cuvenea nimic, dar ei vreau totul. Biserica a muncit în timp, în foarte mult timp la toate lucrurile acestea și tot ce dispunea în vremea aceea a fost trecută de administrație comună într-o vreme și apoi numai a bisericii prin voia aceasta imperială. Dar nu pentru aceasta sunt întocmai cu apostolii. Nu pentru administrație sunt întocmai cu apostolii. Sunt întocmai cu apostolii pentru că îl pun în valoare pe Hristos. Construcția Constantinopolului cu multele sale biserici, dintre care Virgil Gheorghiu spune că foarte multe aveau hramul Sfântului Andrei, ghici ciupercă cine i-a încreștinat pe bizantini. Deci punerea în valoare a lui Hristos la Constantinopol, descoperirea Sfintei Cruci, construcția bisericii învierii, construcția bisericii nașterii la Betleem, toate acestea îl fac un om dispus să facă un efort să-L prezinte pe Hristos ca un Dumnezeu viu. Lucrul acesta îl uită foarte mulți. Toți se lovesc de la Barum și de Duminică și de Mediolanum. Activitatea lui a continuat și după 313 liniștit și după momentul de la Pons Milvius mai puternic decât atunci.
Sunt câteva lucruri care nu trebuie uitate și e bine să le povestim poporului, pentru ca să știe de unde vin și încotro ne îndreptăm. Vorbind de împărații Constantin și Elena, trebuie să amintim de Sinodul I Ecumenic, care este o piatră de hotar în istoria bisericii și în istoria umanității. Să spunem că nu e singurul sinod pe care l-a chemat Constantin. E clar că în momentul în care avea probleme cu episcopii și cu preoții, nu era foarte moale. Constată, există, se păstrează scrisoarea lui Constantin cel Mare îndreptată către Arie, pe care îl cheamă la ședință de sinod. Știm un moment extraordinar de interesant când secretarul lui Arie, lui Constantin cel Mare, se leagă de Sfântul Nicolae, care încerca să echilibreze lucrurile. Sfântul Nicolae ținea de Miralichiei, Miralichiei ținea de Niceea, acolo era episcopul Teodor și el încearcă să-l salveze pe Teofil de semi-arianism. Și în condițiile astea este pus în pușcărie, băgat în pușcărie. Să nu uităm că la acest sinod au fost și abuzuri mari de tot. Să nu uităm că atmosfera n-a fost una prietenoasă. Să nu spiritualizăm altceva decât mărturia de credință. Ceea ce a spus sinodul rămâne ca fundamental credinței noastre, dar anumite atitudini din sinod nu sunt cele mai frumoase. Iar Constantin nu era un sfânt. Constantin era un împărat. Toată lumea crede că ar fi trebuit să miroase deja moaște sfinte și atrandă. Nu, el era un politician serios. El vine la sinod după ce îl învinge pe Liciniu, adică mai face o victimă pe linie imperială și apoi vine să se întâlnească la sinod ca episcop al treburilor din afară, ajutându-i pe episcopii treburilor dinăuntru să-și găsească echilibru. S-a spus că din anumite rațiuni, hai să spunem, de geopolitică, într-un termen modern, Constantin cel Mare s-a implicat în organizarea bisericii respectivă a acestui sinod întâi ecumenic. Și așa să fi fost, tot e bine. Adică e clar că întotdeauna orice adunare de oameni are nevoie de autoritatea unui om care să-i strângă la oaltă. Trebuie să terminăm cu poveștile astea, cu vai că s-a băgat el, că nu trebuia să se bage. N-avea cine să se bage, de fapt. Sub auspiciile împăratului se strâng la Nicea și pentru că în sine costa mult să ții 318 părinți cu tot ce însemna echipa de sunetiști și de din zonă. E mult. Costa enorm să-i strângi, să-i aduci, să le plătești drumurile. Mulți au plătit ei, dar sunt convins că a ajutat pe foarte mulți. Adică împăratul a vrut să facă liniște, pentru că, vezi, el a înțeles mai mult decât pricep conducătorii de azi. O biserică împăcată este o biserică care susține statul. A avut un jurnalist de-al nostru un articol despre strânsă îmbrățișare între stat și biserică. Păi, să mă ierte, n-a fost niciodată o strânsă îmbrățișare între presă și biserică sau între presă și stat. Presa oricum nu mi-ajută la ceea ce mă ajută biserica. Adică trebuie să păstrăm niște limite și să înțelegem că modelul nu este al Revoluției franceze și nici al destructurărilor anterioare și posterioare acestei revoluții. Fundamentul european este unul bizantin. Nimeni n-are curaj să meargă acolo. Și că ne lipsește greaca din cultură, și pentru că ne lipsesc izvoarele, și pentru că Bizanțul domină încă. Bizanțul este altă atitudine față de Dumnezeu și oameni pe care Occidentul n-a avut-o niciodată. Constantin cel Mare, de fapt, până la urmă, până astăzi, bate un pic obrazul rușinică către conducători și către oamenii care se cred politicieni și care cred că doar pentru faptul că vorbești bine sau prost engleză, poți să-ți dai cu părerea. El atrage atenția că un împărat se naște, se crește în zeci de ani. Un lider de structură, un leadership, un lider de turmă imperială se crește în foarte, foarte mulți ani. Epoca lui Constantin cel Mare a însemnat o altă pagină a istoriei. Până atunci vorbeam de prigoană împotriva bisericii și a creștinilor. După Constantin cel Mare lucrurile s-au schimbat. A omorât și el destui creștini. Nu, inclusiv din neamul său a omorât destui botezați, ca să spunem lucrurilor pe nume. Eu cred că, da, nu au mai fost prigoanele acelea despre care știm noi, martirii despre care se vorbește. Da, nu au mai fost listele, nu mai avem acte martirice, dar nici el n-a fost foarte cu minte. El nu, faptul lui din timpul vieții până la un punct nu îl recomandau ca unul care trebuie să treacă în calendar ca un sfânt. Ca un împărat potrivit, da. Există o maturizare în schimba lui Constantin cel Mare și, după cum spune Mântuitorul Hristos, în cele ce voi găsi, între acelea te voi judeca. Dumnezeu l-a găsit pe Constantin cel Mare în pocăință, l-a găsit în botez, l-a găsit în bucuria aceasta de a sluji. În urmă, cu ceva vreme, a fost lângă Modena, la 11 km, la Nonantola. E o mănăstire teribilă de secolul 6-7 începută, construită pe vechile structuri a unui castru roman și interesant. Acolo se păstrează moaștele Sfântului Silvestru I, papa al Romei, despre care se spune că l-ar fi botezat după anumite tradiții pe Constantin cel Mare. Alții susțin că mult mai târziu s-ar fi botezat.
Noi suntem ortodoxi un pic supărați pentru că primul e papă la Roma și al doilea este Semiarian până la urmă. Nu ne pică nici cum bine. Dar Constantin cel Mare este cert că botezul a fost un punct din viața sa. El a avut o evoluție foarte clar creștină și eu merg pe ideea că deja la 303, poate un pic mai încolo, atunci când negocia pacea cu Licinii în primă formă, atunci când acorda primele libertăți la Nicomedia, când construia biserica la Nicomedia, când a ajutat pe mama sa să construiască prima biserică europeană, nu e o biserică a Sfintei Treimi la Colonii. Deci când făcea toate lucrurile acestea, Constantin era, cred că, botezat deja. Ori viața lui a fost un tumult, o construcție permanentă, o construcție și o dărâmare permanentă, o crisis, un crisis permanent. El, în mod cert, n-avea un pedigree de sfânt, era împărat, îi se cuvenea totul. Noi tot facem pe deștepții astăzi, dar niciunul dacă am dispune de porunca, de puterea lui Constantin cel Mare, nu cred că am ști să ne purtăm. El era crescut să poată aceasta, educat să aibă această putere și să o folosească în favoarea lui Hristos. Asta e lucru foarte important. Vedem în ultimul timp că, chiar aminteați și dumneavoastră în ceea ce a spus, că există oarecare, să spunem, revoltă împotriva creștinilor, un fel de prigoană cât mai pe față, cât mai mascată. Nu vrea noi să fie prigoană, că am fi și martiri. Nu, e un fel de... Deci avem anticreștinii exact de natura, de calitatea creștinilor. Nici măcar ereticii nu mai sunt eretici, cum se cade. A scăzut inclusiv calitatea ereticilor. Ce vreau să spun este că se atacă fundamentul administrativ al bisericii în speranța că va fi dărâmat sâmburile duhovnicesc. E un joc periculos, au mai încercat-o în istorie de foarte... Dacă ar fi citit istoria, ar fi înțeles că sunt mii de oameni care au mai încercat asta bisericii și biserica nu cade pentru că nici porțile iadului nu vor birui, ne spune Mântuitorul. Pe de altă parte, trăim în această, revin, epocă fecundată de Revoluția franceză, în care totul este nemaipomenit, numai că au murit 6 milioane de oameni, dintre care foarte mulți preoți, foarte multe călugărițe, s-au ars biserici. Dacă spre acest lucru tindem să mergem și să luăm ca model asta, nu suntem altceva decât niște comuniști cu față inumană, total inumană. Nici o țară din lumea aceasta n-a trecut prin, la nivelul atacurilor, la nivelul atacurilor bisericii, prin astfel de prigoane foarte bine disimulate și foarte democrat îmbrăcate, cum a trecut Biserica Ortodoxă, și nu mă refer numai din România. E important să le spunem ascultătorilor noștri și să ne spunem nouă ca preoți din când în când, că noi nu avem o generație spontanee de preoți. Generația anterioară nu au înfundat pușcările comuniste, generațiile anterioare lor au făcut, în Ardeal cel puțin de unde vin eu, nu au fost cei mai buni prieteni ai catolicismului imperial. Ortodoxia nu s-a impus ca o religie imperială niciodată. Cel puțin în România, ortodoxia noastră e legată de Bizanț prin structură și prin amplitudine, dar nu prin geneză imperială. Nu împăratul ne-a făcut creștini, Hristos ne-a făcut creștini. Nu împăratul ne-a dăruit ortodoxia, Hristos ne-a dăruit ortodoxia. Ori toată cacealmaua asta la care asistăm acum, oameni care n-au mișcat un deget pentru poporul român, care habar n-au toate regiunile, nu știu nimic despre biserică. Sunt foarte mulți care vorbesc despre biserică, habar n-au nimic despre ea. Trebuie impresia că este un club sau un ONG. Seamănă foarte mult cu administrația romană, revin, de la Roma, care continua să se plângă atunci când a apărut Bizanțul, că le-au dispărut turmele și banii. Ei după asta plâng, nu plâng după sufletele oamenilor. Sufletele oamenilor întâmplător sunt aduse în discurs ca să emoționeze, dar pe ei nu interesează. Îmi vine câteodată să le spun, luați tot ce avem și să vedem dacă puteți face mai bine decât noi, dar n-aș risca. Incapacitatea lor se vede din discurs până la gestionarea de fonduri europene, până la gestionarea de proiecte. N-am văzut un proiect dus până la capăt de niciunul dintre proștii vorbitori ai neoliberalismului umanist care ne înconjură și ne toacă. Atunci cum vedeți campania aceasta împotriva bisericii? O văd ca pe un antidot la lenea bisericii, ca pe un antidot la sfărăitul nostru pastoral pe care riscăm să ne cuprindă câteodată. Eu sunt bucuros de toți cei care se ridică împotriva bisericii pentru că ne semnalează unde nu merg lucrurile bine, ne arată fisurile și dacă suntem copii cu minți, încercăm să construim. Este exact ce se întâmpla atunci când Mahomed ataca zidurile Constantinopolului și lovea puternic și eu sper să nu pățim ca ei să vreo coadă de topor din biserică să le ofere tunul cel mai mare, că de obicei noi producem muniția cu care suntem afectați ca biserică. Dar să le spunem oamenilor că ortodoxia e mai mult decât suntem noi doi sau arhierei noștri sau ceilalți preoți. Ortodoxia în sine este o altă construcție care nu e venită de pe pământ, ci din cer. Ori o să le fie greu să se lupte cu cerul. Pentru că nu crede în el. Dacă ar crede în cer, s-a luptat mai ușor cu el. Da. Să revenim la un alt subiect atins puțin de dumneavoastră mai înainte. Respectiv, Constantin cel Mare este
acuzat de unii de alții din interese, aș spune, confesionale, că a introdus, că a impus ca zi de odihnă ziua de duminică. Asta, dar trebuie să punem mâna să o citească bine, totuși în ziua cea din tâia săptămâni, dis de dimineață, femeile mirorosițe alergând la mormânte. Povestea ortodoxiei este, spre deosebire de alte creștinisme, și care își pierd șuvul câteodată, alergarea spre mormânt a femeilor mironosițe este începutul ortodoxiei noastre. Închinarea față unui mormânt gol, dacă mormântul ar fi fost plin, n-am fi fost nenorociți. N-avea niciun sens toată credința noastră. Duminica este aleasă ca zi de închinare și pentru a combate ideologia din perioada, idolatria din perioada respectivă și ideologizarea lui Dumnezeu în continuare. Noi nu facem decât să beneficiem de o tradiție pe care, sigur că n-ai cum să o ai în America. Acolo există câteva mărturii ale unor teribili convertiți la ortodoxie, care spuneau că eu credeam că creștinismul a început cu pastorul nostru baptist, așa își prezenta el creștinismul, ca și cum ar fi inventat creștinismul, adică între New York și Ierusalim, nu-i doar distanță fizică, ci n-a cum să priceapă ce e acolo. Până la noi, Orga Greceanu povestește că până târziu, până prin anii 30, 30 și ceva și la noi în România, era greu să priceapă cineva că într-adevăr Ierusalim, că există Ierusalimul și că în Capernaumul poate fi pipăit ca cetate sau că... Adică erau ca un mit care se desfășoară și care crește și descrește, dar care pentru ei cel puțin nu reprezenta așa o finalitate istorică. Este foarte greu să trăiești în istoria bisericii. Foarte greu. Pentru că istoria bisericii ar presupune locuri, date, elemente de construcție. În foarte multe rânduri am văzut că, de exemplu, mergând în vizite la bisericile Apocalipsei din Turcia sau vizitând cetățile mari, Efesul, Pergamul, Bizanțul nu este numai în momentul în care Constantin cel Mare apare. Este un prebizantinist care a creat această forță emancipată a Bizanțului. Duminica este unul dintre elemente. Am spus-o, vinerea este un alt element. De ce nu se leagă de vineri? Că ar intra în conflict cu propria lor conștiință. Adică, până la urmă, noi ca ortodoxi știm că fiecare zi din săptămână e o sărbătoare. Dovadă că avem sinaxarul la îndemână. Dovadă că orice zi de a săptămânii care slujim liturghia suntem la Ierusalim. Dacă nu te rogi în fiecare zi și dacă nu treci cu bucurie fiecare zi, sigur, concentrezi totul doar pe o zi pe care o iei de unde nu trebuie și o pui unde nu trebuie. Că sunt o grămadă de lucruri. Sabatul tot timpul stă sub un foc încrucișat, e titlul unei cărți a unor frați de-ai noștri care țin șabatul în ziua de sâmbătă, dar și duminica stă sub același foc încrucișat și pot fi argumente pro și contra mii. Ce știm noi este din cultura Bisericii Ortodoxe, iată, ne apropiem de sau vom parcurge Sâmbăta Mare împreună ca biserică. Sâmbăta Mare nu e cu nimic mai prejos decât duminica dimineața, adică să fim serioși, biserica nu face decelări de genul acesta. Dovadă că Biserica Ortodoxă pune un mare accent pe liturghia de sâmbătă, cu pomenirea morților și toate celelalte. Noi folosim fiecare zi a săptămânii în favoarea slujirii. Dacă ar face așa în fiecare zi, și ei n-ar fi o problemă, dar să faci din asta ținta bisericii tale e un pic cam mult. Să ai ca țintă construcția unei zile, e mult. Când Dumnezeu a construit lumea în șapte, odihnindu-se între a șaptea și dărându-ți-o pe opta ca semnal al dragostului. Și mai interesant să te folosești de Sfânta Scriptură cu argumente. Păi asta a însemnat, de exemplu, uite că am vorbit de sinodul întâi ecumenic. Poate n-ar fi rău să spunem că aici era și greșeala lui Arie. Toți ereticii de după Arie sunt arieni, nestorieni, exact ce au combătut cele șapte sinoade, revin așa cu obstinație, ca o ciorbă încălzită, o lătură încălzită cu care vor să se hrănească. Argumentele bisericii sunt întotdeauna în măsura bisericii remarcată și consemnată după sinoadele ecumenice. Noi suntem biserica celor șapte sinoade ecumenice pentru că acolo este strânsă toată credința noastră, toată mărturia noastră de credință. Dacă nu mă citești, de unde să mă știi? Să fii sănătos, speculez pe ce spun eu, speculez pe ce mărturie de credința mea, dar nu înseamnă că mă cunoști și că vrei să faci ceva bun. Imaginea aceasta a împăratului implicat în rezolvarea unei probleme religioase le dă un pic peste nas, inclusiv celor care susțin că statul trebuie să fie, nu există stat ortodox sau stat confesional, că trebuie să fie rupt cu totul. Probabil în mintea celor care sunt schizoiți, tot timpul trebuie rupt ceva de ceva. Dar într-o minte normală este vizibil că nu poate puterea lumească să nu se întâlnească cu puterea duhovnicească, pentru că altfel omul rămâne fără putere. Nu poți educa omul doar trup sau doar suflet. Trebuie să le duci trup și suflet. Trup și suflet este. Creștinii sunt ca un sânge în corp. Ca un suflet de viață într-un corp social. Noi nu trăim în afara societății. Cei care au încercat să o facă, știu eu ce secte și sectulițe și sectuișoare, n-au reușit să facă nimic. La noi și monahii, cu toate că sunt retrași din lume, trăiesc pentru lume, tot efortul e dăruit pentru lume.
că nouă ne merge bine, este pentru că faptul că avem o economie bizantină, nu una franceză și una engleză. Noi știm că tot ceea ce facem dă înapoi comunității și dă înapoi lui Dumnezeu. Ei, asta nu înțeleg, că modelul nostru de supraviețuire ca biserică sau de viețuire ca biserică este, nu este conform cu modelul lor ca susținere parlamentară, ca în construcția politică partinică. Biserica nu e partinică. Sau e partinică atunci când are interese. Și trebuie să spune că unor biserica chiar are interese să susține un anumit partid. N-ai cum să nu faci aliată socială și politică cu un partid care nu te face în toate felurile și care nu te umilește și care nu spune tot timpul pistolul la tâmplă cu interes pentru interese obscure. Că în ultima vreme nu se vorbește mai mult despre pădurile bisericii decât despre demnitatea bisericii în societate și despre cât de mult ajută. Uităm să spunem cât s-au furat pădurile României și că nu erau unși neapărat ortodoxi și că sunt membri de parlament, mulți dintre ei sunt politicieni. Păi nu-i atacăm, că nu-i nimic, au chelit munții Carpați, ne-au furat și au dat cu totul unde au nimerit. În ultima vreme trimitem către Japonia mai mult decât ne va trimite Japonia vreodată gânduri bune. Și nu suntem stai să vedem acolo scurgere, o vedem în faptul că biserica își cere drepturi pe care le are, în mod real le are istoric și este interesant și asta e o temă de discuție pe care va trebui să o abordăm odată într-un cerc mult mai mare ca preoți. Un stat care nu respectă proprietatea bisericii, ce respect poate să aibă față de persoanele care sunt neprotejate? Față de băbuțele noastre și moșuleții noștri și tinerii noștri? Ce respect față de proprietatea intelectuală a unui copil care scrie o carte bună poate să aibă un stat care nu are respect față de proprietatea intelectuală a unui biserici care scrie de 2000 de ani istoria unui popor? Sau celelalte toate? Trebuie să fim foarte serioși și întrebările trebuie puse corect ca să nu avem dubii și când greșim, în mod sincer trebuie să recunoaștem. Când cerem mai mult decât ni se cuvine, când cu ceea ce am cerut nu suntem capabili să facem nimic, trebuie să fim amendați că așa este firesc. Dar nu e corect să îmi creez mie tot timpul scenarii negative, pentru că biserica nu e dispusă tot timpul, de la Bizanț încoace, nu este dispusă să facă altceva decât ceea ce a îngăduit Dumnezeu să facă. Noi, repet, modelul bizantin din biserică se opune modelului neoclasic, eu știu, nici nu știu cum să-i spun, lugubru adeseori, protocomunist, dacă vreți, al societăților create de francezi, de englezi, că pentru că toată lumea ne dă modelul democratic britanic în ceea ce privește Marea Britanie. Nu știu ce privește Marea Britanie în India sau în Commonwealth. Da, toată lumea ne vorbește despre Franța democrată, dar nu ne vorbește despre reacția democrată a Franței în Algeria sau în Indochina. Toți vorbim despre democrația americană, dar uităm de Afganistan, uităm de Guantanamo. Adică sunt câteva lucruri care nu trebuie să le mințim pe ele. Sunt cărți suficient de multe puse la dispoziția noastră ca să înțelegem că întotdeauna după câte o perioadă de politică formală și conformă apar dictaturi. Ori singura care poate face față oricărei dictaturi din afară este biserica. Ghinion pentru unii. Dacă ar fi să privim lucrurile din perspectivă istorică, dar aduse, iată, după 1700 de ani, care ar fi pentru poporul român, pentru poporul nostru, însemnătatea domniei lui Constantin cel Mare și a mamei sale Elena? În primul rând trebuie să recunoaște că în Moldova, aici unde filmăm noi acum la Iași, e mai mult Bizanț decât e acum la Constantinopol. Deci trebuie să recunoaștem că, în primul rând, structura voievozilor noștri a fost una bizantină, gândirea lor a fost una iluminist bizantină, legată, dacă vrei, de Leonțiu de Bizanț mai mult decât de Toma d'Aquino. Că structura noastră de gândire, de slujire, de împăcare cu lumea, de viziunea asupra cosmosului este una bizantină, că iconografia, veșmintele, atitudinea față de mâncare, atitudinea față de viața de familie este una legal bizantină. Eu sunt bucuros că trăiesc în România din punctul ăsta de vedere. Mi-ar fi fost foarte greu când ești cu un picior în Ardeal și te uiți ce s-a întâmplat în occidentalizarea sufletului, înțelegi imediat care ar putea fi diferențele. Cei din Moldova care mai au complexe, ce bine ar fi fost în Occident, mă uite să facă pasul numai până în zonele noastre, ardelenești acolo către Sibiu, Cluj, să guste un pic, să vadă din ce înseamnă detruncherea de la umanismul bizantin și trecerea în umanism occidental. Iar apoi, lucrul cel mai important pentru țările noastre, din punctul meu de vedere, este că această moștenire a fost luată foarte în serios. Când Ștefan cel Mare se socotea a fi un voievod al Bizanțului după Bizanț, ca să-l cităm pe Iorga, în mod cer gândea deja ca unul care s-a pus scut împotriva turcilor, pentru că el credea că este obligația lui să apere Constantinopolul, cel din afară, da, care Suceava e tot atât de Constantinopol cât Constantinopolul, da, și că este obligatoriu, prin har divin, să protejeze lumea
occidentată, dedicată creștinismului. Ulterior, când am început să nu mai avem domn pământeni, a început să dispară și Bizanțul din cultura noastră, au apărut ceasurile la parlamentare, au apărut construcții supra-megalitice, legiuiri, care, constituții care nu aveau nimic de a face cu Hristos. Pe noi asta ne-a costat un pic ruperea de domniile pământene, care sigur că epuizaseră deja foarte multe lucruri, au adus și apariția unei culturi politice noi, care nu întotdeauna a avut o reflexie pozitivă în cultura societății ca atare. Ce cred eu că este important de subliniat este că astăzi suntem tot atât de bizantini pe anumite sectoare pe cât erau bizantini. Și nu-i vorba aici de luatul și datul șpăgii, că aici se reduce toată, păi luăm bani. Nu, turcii au inventat șpaga, dacă tot e să ne ducem la cuvânt până la capăt. E bine să înțelegem în ce mod prezența islamică în zonă ne-a făcut să fim să acceptăm mai ușor anumite compromisuri. Occidentul, care vorbea împotriva acestor compromisuri, acum o trăiesc pe pielea lor. Când ai la 63 de milioane de populație, încep să ai 30 de milioane de musulmani, parcă nu mai e chiar așa de primăvară în politica locală. Îi vedem pe ei înșiși la Paris, la Amsterdam, nu este un imperiu care să-i atace, dar ei sunt deja mult mai cuminciori, mai diplomați, o lasă mai moale. Ori treaba asta noi o facem de vreo câteva sute de ani. Nu înțeleg de ce asta ar fi numită corupție în Balcan și la ei este să cotește diplomație. Deci sunt lucruri care în timp s-au dezvoltat, au avut constricții și atriții și contriții de sens, dar noi ca biserică trebuie să asumăm această moștenire bizantină dincolo de interesele politice. Știu eu, un Petru Rareș cu toată minunăția lui de chivot rareșian, o cultură întreagă exprimată prin universități, care sigur că nu sunt la nivelul celor din Bologna sau de la Padova sau mai știu de unde, dar poartă cu sine o amprentă spirituală majoră. Astea toate sunt parte integrantă din istoria noastră. Puțină lume știe, numele dumneavoastră de fapt este Constantin Valer, asemănător cu lui Constantin cel Mare. Vă dați seama ce cultură bizantină asum. Nici măcar nu m-am gândit când eram copil. Eu n-am aflat nici decât târziu, prin anul 2-3 de facultate, m-am uitat eu mai atent la IBU, că așa se cheamă, nu, știința istorie bisericească universală. Dar ca preot, nu trebuie să ai neapărat să știi pe de rost toți voievozii și toți, dar trebuie să ai o viziune de ansamblu asupra acestui demers excepțional pe care Constantin Valer Flavianus, nu, din casa Flavienilor, îl propune lumii întregi. E periculos să ne oprim doar la faptul că își ucide copilul, că își ucide nevasta, că nu a strâns-o prea tare în brațe, cum zicea unul dintre profesorii noștri. Sigur, Constantin face greșeli, tocmai prin asta e frumos. Sigur, nu e frumos că a ucis, n-ai cum să ridici la rang, dar înțelegem că în anumite contexte cât de amplă era rigoarea de care avea nevoie să se impună și să se menține împărat. Nu e ușor, meseria de împărat nu e una ușoară. E greu să fii primar în câte o localitate din Moldova, așa, așa, să-ți fie greu acolo, dar uite, cu toată presiunea unui imperiu pe tine, era imens. La un moment dat cineva, sau a fost un curent, se făcea o comparație între scăpările, hai să spunem, lucrurile mai tarde în viața împăratului Constantin și canonizarea Sfântului Ștefan cel Mare. Și într-un caz și într-altul se hiperdilată niște mituri. La Ștefan cel Mare sunt convins că s-au inventat o grămadă de lucruri. Uite, pentru cei care nu sunt sănătoși la cap, să facă un excurs la muzeul de la Suceava și să ne arate și nouă certificatele de căsătorie și de curvie ale lui Ștefan cel Mare, pe care le tot pun pe tapet de atâția ani. Nu există niciun argument, doar o excedentare de cult feudal într-o perioadă târzie din istoriografia românească. Dar să stea de vorbă cu istoricii de meserie, nu-i treaba mea să le apăr istoricește pe Ștefan cel Mare. Ce știu în mod sigur și eu tot râd pe tema asta, că Ștefan mort la put n-a ținea rușii mai departe decât guvernul viu de la București. Adică omul se cunoaște după roade, nu după scenariile noastre și mizeriile care ne trec nouă prin cap. Pentru că pentru omul mizerabil nimeni nu e lipsit de mizerie. O găsit ei pată în Maica Domnului și mă uit, chiar mă gândeam la mulți dintre cei care astăzi, sigur că se ridică împotriva Sfinților, dacă s-au ridicat și împotriva Maicii Domnului. Adică până și în Hristos au găsit câte o pată, nu? Nenorociți care au trecut în dicționarul gay. Adică acolo când e să fii nenorocit, ești nenorocit până la capăt cu toate ale bisericii. N-ai o scuză, nu există o limită în care nu ești nenorocit. E un pic de o aleacă de decență, cum s-ar zice. Anastrica, adică un pic de bun simț. Eu am spus-o la un moment dat, într-un ziar de la noi de la Sibiu, eu mă simt discriminat ca preot.
discriminat și afectat în rugăciune, pentru că în momentul când eu trebuie să mă rog și să mă concentrez pe nevoile poporului, trebuie să fac față la toți tâmpiței care se trezesc peste noapte că sunt, au o politică liberală și elitistă, nici nu știu cum să-i spun, n-au niciun drept să întulbure rugăciunea. Eu nu-i tulbur pe ei în prostia lor. Mi-au spus odată, nu, în ceea ce privește homosexualitatea, de exemplu, biserica e singura care oferă alternativă. Eu n-am scos de la spovedi pe nimeni pentru că e homosexual. A stat, am gândit, ne-am rugat împreună, am asumat împreună o stare care nu e foarte plăcută. Cine este conștient că homosexualitatea lui e o greutate, nu se comportă ca o cocotă de lux pe bani grei. Nici homosexuali nu sunt toți cocotele astea televizate. Unii dintre ei chiar suferă, unii au și conștiință. Nu și-o pierd pe bază de hotărâri de ale Fundației Soros sau mai știu cui. Să fim serioși, adică totuși, inclusiv eliberarea lor de păcat este parte integrantă a vieții lor. Mă uit la toate acțiuni, la toate, în orice lume normală, orice organizație care activează în vederea dezvoltării unei direcții, trebuie să dezvolte și elemente de conservare a celelalte direcții. Eu nu văd alternativele. N-am văzut pe nimeni făcând, de exemplu, aceeași asociație să facă acțiuni de promovare a homosexualității, dar și de promovare a eliberării de homosexualitate. Biserica salvează din acest punct de vedere. Nu? Ea trebuie să ne protejeze, suntem alternativa lor. Dacă tot vorbim despre alternative și despre alternanțe ale moralei, hai să vorbim și despre cei care conservă. E dreptul meu să protejez și să fiu dispus să primesc înapoi pe tot cel care se pocăiește și se întoarce la Hristos. Amintesc de momentul 14 septembrie, când avem sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci. Să spunem că în Biserica Învierii Domnului, alții o numesc Biserica Mormântul Domnului, nu mai place să spunem Biserica Învierii, este locul unde s-a descoperit de către împărăteasa Elena, mama împăratului Constantin, Sfânta Cruce. Se spune că se coboară pe niște trepte foarte multe, da, că locul aparține Bisericii Armene astăzi, nu mai este unul, dar dedicat de numai Bisericii Ortodoxe. Se spune că se păstrează chiar locul în care era îngropată Sfânta Cruce și că astăzi o vedem noi cu marmură și betonată și lucrată, dar ea era undeva într-o groapă de gunoi. A fost aruncată. Și să înțelegem că descoperirea Sfintei Cruce a Mântuitorului Hristos a adus un plus de revirement Imperiului Bizantin și că acest Imperiu Bizantin poartă cu sine semnul Sfintei Cruci ca semn de distinție. Tot la Nonantola se păstrează o bucată din Sfânta Cruce de acolo, una ei se ocotesc una dintre cele mai mari și cred, primită, de exemplu, cadou de ambasadorii lui Carol cel Mare când au fost prezenți la Constantinopol, dar se păstrează și o bucată de veșmânt bizantin, o aripă de veșmânt bizantin în care se păstrau înfășurate alte moaște și este foarte interesant să retrăiești amintiri cu străbunicii tăi duhovnicești. Sigur că un sectar sau un protestant sau un neoprotestant n-au cum să se raporteze la Bizanț, pentru că ei n-au bunici. Ei s-au născut în fecundația in vitro unor memorii spirituale, n-au nicio legătură cu succesiunea apostolică, cu construcția istorică a unei biserici. Dar și ei încep să aibă deja o memorie și să se gândească, de exemplu, la Billy Graham, ca la unul dintre marii vorbitori ai lor, la alții, la Martin Luther King, ca la o figură reprezentativă. Încet, încet o să-i vedem peste 2000 de ani, dacă nu o să transformă și ei în sfinți oamenii aceștia de mare calitate, pentru că nu poate trăi lumea fără fundament istoric. Noi nu trăim într-o lume aistorică sau anistorică. Trăim într-o istorie convertită către Hristos. Hristos îi dă semne, îi dă ceea ce înseamnă verticalitate, dar și vectorialitate. Și atunci, întruparea Mântuitorului Hristos dă vectorialitate sensului istoriei și atunci trebuie să o folosim în favoarea vectorialității, altfel pierdem sensul. Părintele Teofil Părăian, în Dumnezeu să-l odihnească, spunea foarte frumos: unii ne acuză că suntem conservatori, suntem conservatori pentru că avem ce conserva. Nu numai asta, dar pentru că Mântuitorul a spus: voi sunteți sarea pământului. Sarea este conservatoare. Da. Să fim foarte serioși. Suntem, eu zic, facem parte dintre fericiții pământului care mai avem pe ce călca, spre ce privi și ce conserva cu adevărat. Mă uit în bisericile noastre de fiecare dată, este extrem de important să le spunem credincioșilor noștri că nu suntem de pripas, că fiecare construcție de biserică, acum mai nou calculează școala, că puteau construi o școală la 4 biserici, ce i-a oprit? Că noi n-am folosit banii pentru școli.
Ci ei nu au oprit nimic, pentru că marea parte dintre ceea ce am construit noi ca biserică, puținul dat de stat cu multul dat de credincioși, a dat bisericile pe care le avem. Să pună și ei muncă voluntară ceva mai multe, să vadă și ei cum se poate munci în registru intern, în care nu mai folosești tot felul de firme ale nepoților primarilor ca să construiești toate clădirile, surioarea fratelui câinelui care îl păzește pătoașul prim-ministru nu mai este cel care îți dictează cum să spui termopanele. Totul se face, biserica înflorește pentru că folosim energia umană la valoarea ei reală, fără umflături și gonflări de sens. Ați avut ocazia și în postul mare să mergeți în foarte multe locații, în foarte multe orașe, să vorbiți tinerilor. Chiar în acest an dedicat aniversării 1700 de ani de la acest... E o aniversare tânără. Da, o aniversare tânără. Haideți să facem o paralelă. Cum vedeți pe tinerii de astăzi racordându-se sau, eu știu, ancorându-se în mesajul transmis bisericii acum aproape 2000 de ani de împăratul Constantin? Ei sunt foarte vii. Nu știu de unde e părerea asta noastră că avem tineri mai de nimic decât cei anterior. Fiecare generație a avut gogorița ei și nebunia ei. Cred că tinerii noștri de astăzi sunt real un sprijin pentru pastorație. Faptul că te cheamă în mijlocul lor, faptul că trăiești între ei și faptul că respiri împreună cu ei te face să fiu viu. Și nu în ultimul rând, noi avem niște tineri extrem de bizantini. Le place luxul, le plac lucrurile de calitate. Asta arată un pic de aristocrație. Bizantinismul a dat o aristocrație bisericii, a recalibrat aristocrația bisericii. Ceea ce mă pune pe gânduri este, în schimb, că faptul că nu-și găsesc ritmul întotdeauna. Dar cine își găsește la tinerețe ritmul? Se poate întâmpla să nu-l găsești niciodată, dar iau tendința aceasta teribilă de mie mi-e drag și când neagă că Dumnezeu există, pentru că la vârsta lor încă mai poți permite asta. Părinte, noi vă mulțumim pentru prezență și pentru faptul că v-ați făcut timp să ne acordați acest interviu și este interesant de observat că ați trecut munții pentru a veni la Iași. Vă duceți acasă iarăși și treceți munții. Acum, pentru mine... Nici nu mai contează. Eu sunt bucuros că avem o biserică, una sfântă, sobornicească și românească. Apostolică și românească. Spunea cineva că, de fapt, munții nu reprezintă o barieră, ci o coloană vertebrală. Bizanțul nu există ca barieră, ci numai o coloană vertebrală dată istoric. Carpații sunt un pic bizantini. Au și înălțime, au și coborâri, au și lumină, au și întuneric, dar sunt ai noștri și trebuie să-i respectăm ca atare. Deci nu trebuie să vedem, știu, în formularea aceasta că suntem balcanici și bizantini, un fel de tara istoriei. Nu, noi ne-am complexat pentru că am uitat că în sine România noastră este articulată prin trecătorile ei pe moaște de sfinți. Avem toate trecătorile noastre, au în ele cimitire ale eroilor care ne țin la oaltă. Dacă vor dispărea, acela va fi fai de capul nostru. Vă urăm la mulți ani pentru ziua onomastică. Să rămână bucurii și Sfântul Împărat Constantin și Maica sa Elena să poarte crucea și pentru noi, să ne lumineze în crucea Mântuitorului Hristos.